merită să-ți predau microfonul, n-ai voie să vorbești de prea microfon. Suntem oficial. Aplauze! Mulțumesc foarte mult pentru introducere. Așa cum spuneam și eu că am fost la o conferință, văd că se spune înainte de a intra, să fii punctual, să fii focusat, să nu depășești timpul, să te încadrezi în 30 de minute. Te opresc eu dacă trebuie să începem. Și vreau să vă promit chestia asta, că o să respect indicațiile, lucruri de unde mi-am luat, ca să mă concentrez pe sfaturile de înainte. Dar înainte de a intra în prezentare, vreau să vă vorbesc despre un studiu pe care facem la al doilea an, anul acesta la SEMROM, un studiu pentru piața de search engine marketing din România. Iată câteva detalii. Am să vă prezint astăzi și cifre de anul trecut. Anul ăsta vreau să-l extindem la 500 de respondenți, 100 de reprezentanți agențiilor și 400 de clienți finali. E relativ simplu să particip la studiu, trebuie să completez între cele două chestionare cu întrebări închise și noi o să procesăm datele, deja am început să primim câteva zeci de chestionare și undeva spre finalul vacanțelor o să facem public studiu. Ce o să aflăm în studiu? Hai să vedem câteva lucruri. Să vorbim de vreme despre bugete investite. O să fie unul dintre lucrurile care o să fie punctate acolo și o să vedem bugete investite pe diverse canale. Și mai mult decât atât o să vedem cum percepe consumatorul de search engine marketing eficiența fiecărui canal. Iar raportat la eficient, o să vedem și cum o să își dorească să investească bugetele în perioada următoare. Și mai mult decât atât, o să am și niște insight-uri din agenții. Am ce fac ele pe acolo. Cum se înțeleg cu clienții, la ce clienți vor să renunțe pentru alte agenții. Cu ce ne poate ajuta studiul? Păi, fie din perspectiva de client, pentru că o să primești niște informații privind eficiența unor campanii pe care poate nu le acoperi. Poate o să începi și campanii alternative SEO și Google AdWords, cum ar fi campanii de tipul blogvertising sau social media. Anul trecut am observat că undeva la 30% din oameni făceau blogvertising și atât. Iar dacă ești agenție, o să vezi cam care sunt trendurile din perspectiva investițiilor din partea clienților, în ce instrumente, cum o să crească investițiile, lucruri interesante pentru agenții. Apropo, câți din sală reprezintă o agenție? Ok. Deci predomină agențiile din sală asta. Câți n-am apucat să răspundă la studiu, dar vor face săptămâna viitoare. Ok. Hai să ne câteva cifre din studiul de anul trecut. Cam jumătate spun că instrumentele tradiționale sunt utile în promovarea afacerii și au predominat răspunsurile din partea IMM-urilor. 13% nu au folosit PPC, 15% SEO și, iată, 30% nu au comunicat de pe blog. Și surprize pentru agenții. 60% din respondenți vor să investească mai mult în SEO. Și vă auzi să se ceară lista celor care au răspuns. Și 43% vor să investească mai mult în PPC. Deci și eu nu să ne facem target la anul. Ok. Dar mă întreb oare de ce doar 45% consideră că AdWords este un instrument eficient? Deci mai puțin de jumătate. Care credeți că ar fi răspunsurile aici? Ce intuiți? Au încercat și n-au făcut o campanie tocmai bună. Ok. Au primit un voucher și au zis să încerc, dar uite, n-a mers.
Deci, da. Nu e bun edos că trebuie să nu e bine. N-am știut să modifice. Poți să trec la lucrări. Și investesc 5.000 pe lună și poți să trec la 15.000. Sau așa, Bucustin, cred că mulți își fac in-house. Și pentru asta e că 45% consideră că e instrument eficient, dar 45% pentru își fac in-house. Te rog, deci îți spune. Dar campanie, poate să gândesc că se va face ceva pe termen mai lung decât o campanie pe același buget sau va să un buget mai mic. Ok, și un ultim răspuns. Obiectivul campaniei. Obiectivul campaniei. Obiectivul, deci o prima poziție, poate sunt interesante campania asta cu obiective de poziție. Stăteam de vorbă zilele trecute cu un client care a spus că nu-l interesează altceva decât să fie pe locul 2, dar permanent și o să ne sunem de 2-3 ori pe zi, dacă e nevoie, să facem ajustări, pentru că dacă e pe locul 2, merge cel mai bine pentru el campania. Asta e un slide care cred că se referă la agenții. 22% din agenții au mai mult de 100 de clienți. Apoi, pardon, scuze, e vorba de performanța campaniilor, câte conversii sunt generate de campanii. Interesant e că 62% au avut un cost de achiziție mai mult de 10 euro într-o campanie Google AdWords. Cum vi se pare asta? Eu, cel puțin, când îmi spune un client de vreau să obțin lead-uri cu 2 euro, cu 3 euro, cu 5 euro, mi se pare o... Îmi spun, aproape de neatins în multe industrii. Voi ce spuneți de cifra asta magică de 10 euro? 10 euro, spun că e cifra magică pentru că e echivalent unei rate de conversie de 1% cu un cost pe 10 cenți. E interesant foarte mică, 10 euro. Interesant, dar hai să vedem încă un slide, dacă mai avem sau nu mai avem. Am eroare de sistem. Oamenii care au contribuit la realizarea studiului. Câteva vorbe despre SEMRO. SEMRO reprezintă un cumul de specialiști care vor să facă lucruri bune în piață, să educe piața, să îndrume clienții în direcția corectă și să se asigure că lucrurile au o abordare etică. În sensul ăsta, chiar în 2014 s-au lansat două coduri de ontologie pentru cei care vor să cumpere servicii SEO sau PPC. N-ar fi rost să intrați pe site-ul asociației să vedeți acele documente. Și cam asta despre studiu. Acum să începem și prezentarea cu bugete.